Fiindul fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul în care Igor Dodon ar fi primit o pungă cu bani de la Plahotniuc. Adrian Candu a vorbit instanții de judecată despre negocierile pentru formarea unei coaliții PDPSRM și acțiunile care au dus la eșecul acestor discuții. Candu a fost atent în declarații și nu a depus nicio mărturie împotriva nașului de cununie. La fel ca și ceilalți martori ai acuzării din rândul foștilor membri ai Partidului Democrat, Candu a declarat în fața instanței că a aflat despre înregistrările video cu sacoșa neagră din presă și că nu știe cine a montat tehnica în încăpere. Mai mult ca atât, Candu a precizat că etajul 3 al sediului era cu acces limitat și nu era folosit de membrii partidului, acesta fiind mai degrabă o încăpere pentru ședințele confidențiale pe care le avea Plahotniuc și oaspeții săi. Inițial s-a discutat că Partidul Democrat își asumă actul guvernării la nivel executiv, guvern, și Partidul Socialiștilor își asumă atunci, își asuma conducerea Parlamentului. Luând în considerare că n-au avut loc o finalitate pozitivă în formarea acelei coaliții, evident în luna mai au fost blocaje și blocajele cele se datorau inclusiv noilor pretenții sau cerințe pe care le aveau colegii din Partidul Socialiștilor. Atât în fața instanței, cât și în fața jurnaliștilor, Adrian Candu a precizat că negocierile privind o coaliție între PD și PSRM erau conduse exclusiv de liderul partidului Vladimir Plahotniuc și apropiatul său Serghei Aralov. Mai mult, Plahotniuc ținea să informeze membrii partidului despre evoluția negocierilor, care nu mergea prea bine din cauza deplasărilor regulate a lui Dodon la Moscova. Din declarațiile pe care le făcea domnul Plahotniuc sau ceea ce ne informa, dumnealui spunea în felul următor, că Igor Dodon pleacă des la Moscova pe perioada negocierilor. De asta și ele s-au întins. Unul motiv este că pleca des. Că revine de fiecare dată de la Moscova și mă aștept ce surprize iarăși mai sunt în negocieri, că mai apar tot felul de pretenții. Că am impresia, și eu i-am și spus domnul Dodon, așa spunea domnul Plahotniuc, că am impresia că eu de fapt negociez cu Putin, dar nu negociez cu tine sau discut cu tine. Fostul vicepreședinte PD a declarat în fața instanței că nu cunoaște despre existența unui acord de coaliție însemnat între cele două partide la acea vreme. Igor Dodon susține că mărturiile depuse de Candu nu sunt relevante dosarului, iar cât despre eșuarea negocierilor de formarea unei coaliții dintre PD și PSRM, fostul președinte spune că socialiștii nici nu au avut intenția de a le duce la bun sfârșit. Domnul Candu, de fapt, a spus că nu a văzut, nu a auzit, nu a participat la ceea ce încearcă să incrimineze procurorul. O să-l ascultați procuror, la dâns tot iar o să fie confirmat că este, că nu știu ce, dar el altceva nu poate spune. Pre negocierile cu partidul PD, de ce nu s-au finalizat cu succes? Pentru că noi nici n-am avut atunci planul să fie finalizat cu succes. Eu v-am spus și repet încă o dată, atunci planul a fost să debarcăm guvernul oligarhic, să decapturăm statul. Potrivit procurorilor, mărturiile făcute de Adrian Candu în instanță vin să confirme că negocierile purtate de Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Aralov erau coordonate de Dodon cu autoritățile din Federația Rusă. Domnul Candu a comunicat acel aspect că Plahotniuc le comunica despre faptul că Igor Dodon își coordonează poziția sa referitor la modul de construire a puterii și de organizare și funcționare a puterii, ținând cont de interesele Federației Ruse în Republica Moldova. În instanță urmează să fie audiate în calitate de martori ai acuzării încă două persoane. Este vorba despre Andrei Năstase, fostul lider al platformei Demnitate și Adevăr, dar și Adrian Radu, fost angajat în echipa de comunicare a Partidului Democrat. În dosarul de pe masa magistraților de la Curtea Supremă de Justiție, fostul șef de stat este învinuit că ar fi pretins aproape $1 milion de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Aralov pentru a negocia în calitatea sa de președinte al Republicii Moldova cu factorii de decizie din Federația Rusă, condiții favorabile pentru Partidul Democrat și personal pentru liderul de atunci al formațiunii Vladimir Plahotniuc, privind crearea unei coaliții de guvernare între democrați și socialiști. Principala probă în dosar este un filmuleț video în care Igor Dodon acceptă o sacoșă neagră de la Vladimir Plahotniuc în care se presupune că ar fi bani pentru finanțarea PSRM. Igor Dodon este primul președinte judecat pentru o infracțiune comisă în perioada în care își exercita funcția. Din acest motiv, dosarul a fost trimis direct la CSJ, singura instanță competentă să examineze cauzele penale pe numele unui șef de stat. Dodon se declară nevinovat.